Pentru acordarea trofeului Festivalului de Muzică Ușoară Vasile Veselovski, invit alături de mine pe fiul marelui compozitor, domnul Valentin Veselovski. Bună seara! Iată-ne că am ajuns și la cel mai important moment al acestor două seri și vreau să îmi exprim convingerea că între Festivalul Vasile Veselovski și câștigătorul celui de-a doua ediție a festivalului, de acum înainte o să fie o relație reciproc avantajoasă. În sensul că în CV-ul lui acest trofeu va reprezenta o modalitate de ascensiune acum, iar pentru noi, peste câțiva ani, va fi o mândrie că l-am avut câștigător al acestei ediții. Vedem despre ce e vorba. Se acordă trofeul Vasile Veselovski la cea de-a doua ediție a Festivalului Concurs Național de Muzică Ușoară, ediția 2014, domnului Octavian Alexandru Broșteanu. Felicitări! Vreau să spun și eu câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc organizatorilor, orchestrei, compusă de maestrul Dan Dimitriu, juriului, marelui juriu, mai degrabă zis, compus din mari artiști ai muzicii ușoare românești, și vreau să-i urez maestrului Horia Măculescu mulți ani de aici înainte, să le jurizeze și peste 50 de ani. Mulțumesc dumneavoastră tuturor celor din sală și vreau să vă garantez că muzica ușoară românească are un viitor strălucit. Mii de gânde ce s-au scris despre lună și despre ea să mai gând. Spună cum este luna pe care o știu eu. Luna, luna la mama aia, soare în valuri cori de culori până-n sol. Luna, luna la
jocul ei de oglinzi și scântei îi fură marea, marea sărutarea. Luna, luna marea, cine a văzut și ea când arde luna, luna la Mamaia, când arde luna la Mamaia. Just
aveți un public minunat.